A devenit deja o tradiție la Pucioasa ca în fiecare an, când este sărbătorită școala numărul 1 Mihai Viteazu, să se desfășoare și concursul Joc de Creion, la care participă elevi din toată țara. Acesta a fost găzduit de Centrul Cultural Ioan Alexandru Brătescu Voinești din oraș. De la ideea unei reviste a școlii s-a dezvoltat un adevărat concurs național din dorința de a-i stimula pe copii să-și manifeste talentele artistice. Avem mai multe secțiuni, secțiune de creație plastică, secțiune de creație literară, PowerPoint și pentru proba de scenă, secțiune de teatru, recitări, solist vocal, majorete și dans. Avem înscriși în jur de 320 de participanți, iar acum la Gala Laureaților astăzi participă în jur de 190 de copii. Au participat elevi din Argeș, Constanța, Galați, Hunedoara, Brașov și Suceava. Toate momentele artistice au trecut prin filtrul unui juriu riguros, care a ales cu atenție câștigătorii în funcție de pregătirea și talentul de care au dat dovadă. Juriul este format din profesori, specialiști pentru categoriile pentru care jurizează, profesori de limba și literatura română pentru teatru și recitări, profesori de educație fizică și sport pentru dans, profesori de educație muzicală pentru muzică, profesor de limba și literatură română pentru creație literară, de educație plastică pentru creație plastică și, bineînțeles, informatician pentru PowerPoint. Ce premii vor fi oferite? Bănuiesc că premiile vor fi pe secțiuni. Da, premiile sunt oferite pe secțiuni, pentru clasele 1-4 și pentru clasele 5-8, sunt două categorii de vârstă. Acordăm premiul 1, 2, 3 și mențiuni. De ce vor consta premiile? Premiile constau în bani, pe care ni-a oferit Primăria Pucioasa și Consiliul Local, ca în fiecare an, reviste și diplome de participare, diplome de premii și pentru cadre didactice și pentru elevi. Concursul Joc de Creion, ajuns la cea de-a șasea ediție, poate fi considerat și un schimb de experiență, întrucât la acesta participă elevi din toată țara. Evenimentul reprezintă și un bun mijloc de promovare a școlii, a orașului și implicit a județului. Prin aceasta promovăm în primul rând școala ca și instituție, de asemenea promovăm inspectoratul școlar, județul Dâmbovița, orașul Pucioasa și copiii noștri și pe ceilalți copii care participă, cadre didactice care se implică permanent, an de an, după cum ați văzut. Cum credeți că se pregătesc copiii pentru astfel de concursuri? Sunt mai responsabili de la an la an sau mai de lăsători? Încercăm să vedem și latura lor artistică, că este important să poate descoperim talente, de ce nu, cântăreți, dansatori, știu eu, recitatori deosebiți care pot urma o școală în acest sens și să devină mari dansatori sau mari actori. În organizarea acestui concurs, școala numărul 1 Mihai Viteazul a fost susținută și de câțiva parteneri precum la Primăria Orașului, în primul rând Consiliul Local al Orașului, Ministerul Educației, pentru că acesta este un concurs național și, de asemenea, revistei Cutezătorii din Ploiești, care participă dezinteresat și fiecare copil primește câte o revistă specifică vârstei. Concursul capătă amploare an de an, întrucât se înscriu tot mai mulți participanți la secțiunile acestuia. La cea de-a șasea ediție, cei mai mulți elevi s-au îndreptat către teatru. Este o manifestare artistică la care am prilejul să particip ca și președinte al juriului an de an și mă bucur că există atâția copii talentați. Mi-aș dori ca dintre acești copii să selectăm adevăratele talente, pentru că aici se promovează adevăratele valori. Există și interculturalitate și alteritate. Sunt copii care se împrietenesc, se leagă prietenii și între profesori și între copii, se simt artiști, se simt importanți pe scenă.